s-a respins apelul nostru și în schimb au fost admise apelurile reclamantului Cârpaci. Asta când? Imediat. Vă spun să văd la câte am trecut datele. În parte s-a schimbat hotărârea și anume primăria, în solidar cu Ministerul Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică și cu Spitalul de Copii, au fost obligate la plata sumei de 179.122 de euro, 179.122 de euro în contravaloare sau cu titlu de chirie, cum ar veni, de chirie pe perioada 27.08.2006 până în 31.05.2012 și apoi, începând cu iunie 2012, la plata sume de, în plus față de cea menționată, la plata sume de 2.594 de euro pe lună, până la eliberarea efectivă a imobilului. Din revendicările noastre de a se scădea din această, sigur, noi am contestat această sumă, și sigur, dacă nu se acceptă să fim scutiți de plata acestei sume, atunci măcar să se reducă din ea contravaloarea intervențiilor făcute la acea clădire în lungul timpului. Clădirea, știți bine că a fost în jurisdicția Ministerului Sănătății mai mulți ani. Ei, din pretențiile noastre de a se reduce acea sumă cu 91.000 de lei, instanța a acceptat doar o reducere cu 20.000 de lei, considerând că... De lei sau de euro? De lei. De lei. Cel puțin așa mi-au scris juriștii. Lei. Sper să nu fi greșit. Sumele de mai devreme erau un euro. Da. Sigur că am fost întrebat, dar cum se explică faptul că nu s-a acceptat întreaga sumă? Eu nu pot să vă explic în mod fundamentat acest lucru, că habar n-am ce s-a întâmplat în acei ani. Pot însă presupune că o parte din intervenții or fi fost făcute de către firme care au venit în ajutorul Ministerului Sănătății, Direcției de Sănătate Publică, primăriei poate, și că nu au fost la dosar documente care să arate valoarea acelor intervenții, ele fiind pro bono, dar este o presupunere. Repet, dacă s-ar fi făcut intervențiile prin primărie, atunci fără îndoială că ar fi existat toate documentele aferente lor care ar fi demonstrat exact, fără posibilități de interpretare, valoarea acelor intervenții. Deci singura explicație că nu s-a putut dovedi valoarea intervențiilor în totalitatea sa este aceasta, alta eu n-am găsit. Bun, dar mergem mai departe. Primăria a formulat recurs la această sentință și s-a soluționat recursul în 20 noiembrie 2014. Când s-a respins și recursul declarat de Cârpaci, că și el a avut nemulțumit, da? Și s-au admis recursurile declarate de către primărie, de către Spitalul de Copii lui Surcanu, de către Direcția de Sănătate Publică, pentru că noi am mers împreună în această bătălie, și s-a casat în parte și trimis spre rejudecare la instanța de apel
această cauză, dar parțial, repet, și anume, s-a trimis la rejudecare doar în ceea ce cauza, doar în ceea ce privește motivele de apel referitoare la plata chiriei. Până în prezent, nu a fost fixat un termen la curtea de apel pentru rejudecată, urmează să fim citați. Deci nu știm cum se va finaliza acest litigiu. Dar în alta curte a trimis spre rejudecată la curtea de apel această componentă a cauzei referitoare la plata chiriei. Plecând de la hotărârea definitivă a instanței de apel, care este executorie, judecătoria Moldova Nouă a admis cererea formulată de executorul judecătoresc și a înconvințat executarea silită împotriva primăriei. Noi am formulat contestație la executare și am înaintat-o spre soluționare judecătoriei Moldova Nouă. În plus, am solicitat suspendarea acestei execuții silite, deci pe de o parte am contestat-o, ideea de a se anula, pe de altă parte am suspendat executarea silită până la soluționarea definitivă și irevocabilă a dosarului de mai sus. Și această cerere de suspendare ne-a fost admisă în 2 decembrie 2014 de către judecătoria Moldova Nouă. Deci în faza asta suntem. Acolo a fost transmutat procesul. Acolo se judecă. Deci asta este situația da capo al fine. Vedeți că este un proces complet, complex, care se întinde pe foarte mulți ani. Însă accentuez un lucru și cu ocazia asta. Pentru că, din păcate, eu am avut de suportat de pe urma unei mediatizări, nu neapărat tendențioase, dar poate cu anumită neglijență a fenomenului cu ț, se zice cumva, din Timișoara. Da? Primăria nu a pierdut nici o clădire în relația cu acești cetățeni de etnie romă de când sunt eu primar. Dimpotrivă, am câștigat definitiv, irevocabil, 3 clădiri și suntem acum întabulați ca proprietari ai celor 3 clădiri, clădirea unde funcționează clinica de chirurgie de la spitalul de copii și cele 2 clădiri de pe CD Loga unde funcționează clinica de balneofizioterapie. Asta este situația. Intrarea în posesie asupra unui număr mare de clădiri a unor clanuri s-a produs cu mulți ani în urmă. Nici una, repet, în perioada de când sunt eu primar. În instanța înainte de a da astfel de vorbite, nu ai venit întrebat cum mai poate în posesie sau dacă înainte de naționalizare au avut el clădirile respective? Nu să... Vedeți că unele s-au rezolvat. Cele 3 despre care v-am vorbit, bine ar fi să existe judecată corectă și foarte preocupată de toată istoria acestor clădiri și în raport cu altele. Eu nu pot decât să exprim încrederea în justiție. Chiar faptul că am câștigat cele 3 procese mă determină să am încredere că justiția își va face treaba. O să vedem dacă mai aveți nevoie și copii după acest material. Eu am încercat să citesc mai rar, dacă vreți să puteți și notați, pentru că... Ne trimiteți pe mail? Da. Să primeți de la primărie. Da, și primiți pe mail atunci. Bun. Altceva dacă mai aveți, dacă nu, ne oprim aici. Vă mulțumim pentru participare și...